Salutare toată lumea, eu sunt Gabriel și bine v-am regăsit la un episod, al patrulea episod deja pe canal de Shadow Fight 2. Sunt puțin nervos pentru că am vrut să fac un episod cu Survival și după cu Links și am câștigat Survival-ul, numai că dintr-o dată videoclipul s-a făcut, adică am apăsat să pornească când am pus o dată pauză și nu am mai pornit. Și până dintr-o dată s-a făcut episodul și da. Și nu mi-am luat la revedere și asta. Și trebuie totuși să vă arăt cumva Survival-ul. Și am obosit. Da, bine, vă arăt Survival-ul. Chiar dacă l-am terminat deja. Deci în Survival trebuie să te lupți cu 10 persoane pe rând și să nu pierzi. Și acele persoane nu sunt chiar așa puternice. Asta este chestia. Totuși nu e la fel de interesant ca și cei cu care mă luptam eu. Dar poate într-o zi o să ne reîntâlnim cu survivalul acesta. Vă zic că s-ar putea să ne mai întâlnim cu ăsta, din câte cred eu. Să ne metem cu un survival, s-ar putea, nu știu. Presupun. Da, prima rundă. Mi-a dat puțin damage. Dar îmi reîncarcă un pic din HP după fiecare rundă. Acum mă gândesc că poate nu mă auziți din cauza muzicii. Asta are mâini care nu arme, luptă cu cu pumnii goli. Bine. Wow, dacă îi mai dau două lovituri așa, ar mai înving? Deci trebuie să-i dau patru lovituri cu sabia într-un mod, să-i dau la față și l-am învins. Bine, poate câștig încă o dată survival-ul. Dar trebuia să vedeți cum am făcut eu, cât de mult m-am străduit să înving survival-ul, numai că episodul... Aoleu. S-a oprit dintr-o dată episodul de asta și s-a făcut episodul și... Aiurea s-a făcut episodul. Și trebuia să-l șterg. Nici nu mi-am luat la revedere, nici măcar n-am filmat tot ce am făcut în survival-ul acolo. Am pus la un moment dat pauză pe episod și nu s-a făcut. Trebuia să vedeți. Bine? Bine. Deci, a câta rundă este? A șasea. Opa. Bine. În caz că nu știți care sunt eu, sunt cel care are lumină sub el. Dacă vă uitați atent, este lumină sub un caracter. Și acela sunt eu. Da, șapte. Bine. Bine. Mai fac și eu niște bănuți de aici, din survival.
Nici. Scuzați-mă, dar mă concentrez, de asta nu prea vorbesc. Bum. Opa. Oh, îmi dă damage, așa. S-ar putea să nu fac chiar 10 din 10, dar măcar vă arăt survival-ul. Și după aia o să mă lupt cu Link, să cum într-un fel de antrenament și în același timp voi câștiga și niște bani pe joc. Hop. Oh, nu. Și e runda 10, nu? Da, și cam cu atâta HP am câștigat eu jocul, survival-ul. Numai că acum s-ar putea... Mi-a dat mai mult damage decât înainte. Cât trebuia să-mi dea. Bine, măcar ați văzut și voi cum este survival-ul. Și s-ar putea la un moment dat să ne mai întâlnim cu un survival și... Atunci poate o să fie mai impresionant. Nu știu, din câte știu eu, parcă trebuie să ne întâlnim, nu știu. Presupun că s-ar putea să ne întâlnim cu încă un survival. Deci... Da. Și acum a venit momentul să mă lupt cu Lynx. Deci a venit momentul să mă lupt cu Lynx. O să vedeți și voi cum este bossul acesta. O să văd și eu cum este bossul acesta. Sunteți gata? Să vedem ce zice. Zice că ai reușit să învingi o bodyguard, zice vagin. Ai învins bodyguard? Ai putere, ce vă zic. Da. Să vedem. Lynx are o putere. Să vedem ce putere are. Oh, nu o să nu vin din prima, dar oricum nu pierd nimic dacă pierd mână. Nu uitați că deci maker arată față de mine. Avem și muzică pe fundal, o las un pic mai tare. Așa. Las un pic mai tare muzica. Hai, Link, să te văd! De când... de când așteptam să mă lupt? Până acum nu mi-a dat nicio lovitură, dar va... Da, trebuie să... Nu! Mi-a dat un... Mi-a dat o bombă! Mi se tot blochează jocul. Bomba aia dă prea mult damage! Wow! Are puteri! E foarte puternic! Nu m-a dat pe jos! Are prea multă putere, n-am cum să-l înving din prima. Eu transpir deja. E. Aoleu, ce putere are! Are prea bună armura aceea! Este prea bună armura aceea! Dar este prea bună armura aceea, are o armură extrem de bună, de asta nu câștig. Hai totuși să ne distrăm! Ia! Hai totuși să ne distrăm, abonați! Ne distrăm! Îl dăm pe Lynx, pe jos! Păi ia! Auci! Ia! Îl dăm pe jos de câteva ori, dar el o să mă dea mai, de mai multe ori. Hai, ne distrăm! Bum! Scuzați-vă, aburați, dar sunt concentrat. Cât damage dă! Și trebuie să mă bată de 3 ori, sau eu să-l bat de 3 ori ca să câștig eu sau să câștig el, da. O, nu mă supăr dacă nu câștig, măcar mă distrez.
Dar de câte ori are autoapărarea? Are mai des decât am eu. Și să nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și vă place canalul. Și să dați, să apăsați pe butonul de like dacă vă plac episoadele. Mai văd și eu cum este Lynx ăsta. Nu e chiar așa OP decât cum așteptam. Mă așteptam să fie mai OP, să se facă invizibil, dar poate la un moment dat se face. Nu a fost chiar așa rău. Chiar dacă am pierdut, m-am distrat. Am văzut cum este să te lupți cu Lynx. Totuși, voi ști cu ce trebuie să-mi upgradez. Vă trebuie să-mi upgradez și... Aia, acum asta se laudă? Nu m-ai învins. Ei, vrea să încerci să mă bazi, nu? Mai lasă-mă, că m-am distrat, Lynx. Lynx is... Ce zici, să-mi upgradez? Ce zici, că nu vreau. Nu știu, ce ziceți să-mi cumpăr această armură? Abonați? Acum este să stea pe mine. Nu era. Dar nu știu ce să zic totuși. Nu știu ce să zic, oare să cumpăr, să nu o cumpăr. Nu cred că aș cumpăra-o. O să-mi upgradez multe ca să-l pot învinge pe Lynx. Deci în episodul acesta nu o să-l învingem pe Lynx, dar în care am văzut ce putere are Lynx, are putere de bombe, da. Măcar atât am văzut cum este. Și acum o să fac rost de niște bani și... O să-mi upgradez lucrurile și s-ar putea să ne luptăm din nou cu Lynx. Da, am făcut niște bani în plus ca să-mi upgradez niște arme. Arme, nu arme. Să-mi upgradez din armură, ceva de genul. Nu, casca, pardon. Să-mi upgradez casca și o să mă uit la o reclamă să scurtez, pentru că nu vreau niciun gem să folosesc. Că vreau să păstrez gemurile. M-am uitat la o reclamă și am îmbătățit un pic casca. Și o să mai mă lupt să fac rost de bani. Aici. Bine, hai să vă arăt și vouă cum joc. Mai că nu vreau să lungesc prea mult episodul. Dar hai să-l facem de ceva timp, nu știu. De vreo 20 de minute aici. Da? Prima rundă. Opa. Opa, opa, Penelope. Bum, bum, bum. Bine. Nu prea am folosit abilitatea asta. Piciorul ăsta nu prea l-am folosit nici. Opa, nu, cred că joc eu prea bine acum. Aoleu, ăsta e bun. Într-o dată a devenit extrem de bun. Filmez? Ah, da. Hit. Bum. Bum.
s-a ferit acolo, nu cred. M-a dat pe jos? Hai că pot să-l bat. Nu pot să-l bat, pot să-l înving. Hai că pot să-l înving. Nu. Bă, parcă nu joc așa bine ca înainte. Sunt eu prea obosit? Oare sunt eu prea obosit? Și de asta joc așa. Parcă nu joc așa. Da. O, câți bani mi-a dat! O, bine! Oh. Da, deci nu știu totuși ce să-mi upgradez, oare să... Nu pot arma. Deci o să-mi upgradez armele. Și o să mă uit la o reclamă ca să scurtez. Și o să pun pauză la episod. Nu știu de ce s-a dat restart la joc. Bă, mi-a părut că mi s-a îmbunătățit. Deci mi s-a blocat telefonul pentru ceva timp, după aia dintr-o dată îmi zice că nu merge Shadowfire 2 și am ieșit din aplicație, am intrat din nou și nu știu ce se întâmplă, se încarcă greu. Mi s-a actualizat arma, mi s-a îmbunătățit arma, măcar atât. Nu știu ce s-a întâmplat. Hai și mai jucăm o dată versus Lynx. Haide, încarcă-te. Și o să ne mai luptăm o dată cu Lynx. Să vedem ce putere are. Să vedem, poate... N-am văzut tot la el. Bine? Deci, o să... Să încercăm din nou să îl învingem pe Lynx. Mai tare. Da. Dar s-ar putea să auziți muzică mai tare decât mine, deci o să dau un pic mai încet. Lynx, ne întâlnim din nou. Hai să vedem. Da, se pare că nu a făcut o mare actualizare la arme. O, dar armura văd că rezistă bine. Un pic. Bine că nu mi-a dat abilitatea de bombă. Dar ce mi se tot blochează? O, dar bomba aceea este cam enervantă. Un pic. Opa. Da. Prima rundă m-am învins. Și cred că știe mai bine ca mine să joace acest joc, să lupte. Hai, vreau să-l înving și eu măcar o dată, o rundă.
Haide, oriunde vreau să-l înving. Nu, mi-a dat bomba. Bomba ce este cam enervantă. M-a dat pe jos. Papa. Oriunde vreau și eu să-l înving. Bine? Vreau doar o rundă să-l înving. Măcar atât. Așa să mă antrenez. N-am place că în jocul acesta, dacă pierzi un match, nu pierzi cam nimic. Doar că poți juca doar de 5 ori. Și după aia trebuie să aștepți un anumit timp să ți se încarce într-un fel energia de luptă. Adică, într-un fel, ai de 5 ori poți să joci într-un fel 5 runde și după aia trebuie să aștepți ceva. Mi-a dat bomba. Hai, vreau să-l bat o rundă, să-l înving o rundă. Te rog, o rundă. Lasă-mă, Link, să te bat o rundă. Mulțumesc. Măcar o rundă. Măcar o rundă. S-a făcut invizibil! Nu! S-a făcut invizibil! Nu-l văd! Deci, dacă timp stă invizibil ăsta, trebuie să-i dau un anumit damage? M-am vins, dar măcar l-am vins și eu o rundă. Sunt mulțumit. Mi-a plăcut. Bun match, Lynx. Bine, deci sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Gabriel și ne revedem data viitoare. Pa, pa!